La Catedrala Patriarhală a fost săvârșită în această seară privegherea prasnicului adormirii Maicii Domnului. Utrenia acestei sărbători, care a urmat vecerniei unită cu Litia, se deosebește de celelalte prin cântarea prohodului Maicii Domnului, imediat după imnul Dumnezeu este Domnul. Acest prohod, cântat pe trei stări, asemenea prohodului Domnului nostru Iisus Hristos, este o alcătuire menită să accentueze cultul de supravenerare față de Sfânta Fecioară și cuprinde informații de ordin istoric și dogmatic legate de împrejurările în care s-a săvârșit și s-a mutat la ceruri născătoarea de Dumnezeu. La finalul utreniei, clericii și credincioșii au înconjurat biserica, purtând cu ei epitaful adormirii Maicii Domnului. Sfânta Liturghie va fi oficiată la Catedrala Patriarhală de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal.